Aproape 680 de copii și tineri din Miroslava, Horlești și Cornești, județul Iași și municipiul Botoșani au constatat că activitățile din programul de educație inclusivă sunt relaxante și au învățat lucruri noi cu zâmbetul pe buze. Am făcut diverse activități, cum ar fi tabăra de vară, tabăra la munte. Am participat la activitățile în aer liber, activitățile din școală și tot felul de activități foarte frumoase. Am învățat să nu mai fiu supărată din orice. Pe lângă activitățile din tabere, copiii au primit sprijin de specialitate în mai multe feluri. În mod deosebit ne-am concentrat pe activități de dezvoltare personală, pe activități care să-i ajute pe copii să își dorească să continue școala, activități de prevenire a abandonului școlar, de consiliere și orientare în carieră, dar am avut și activități de logopedie pentru copii. Cel mai mult m-a ajutat prin programul de logopedie. Băiețelul avea o problemă mică cu R, deși cu litera R, deși am insistat și am făcut câteva juculețe acasă, însă știți cum e, adică ca părinte încerci toate metodele, dar când apare o persoană care chiar e instruită să facă acest lucru, merge mult mai ușor. Proiectul pilotat de ADV România în cele 4 unități școlare este complementar educației din sălile de clasă. Educația inclusivă înseamnă să valorizăm în mod egal participarea copiilor de orice categorie socială, cu orice fel de probleme, fie cu dizabilități, fie cu situație precară acasă, socială, cu situație școlară specială, orice fel de copil care are dreptul la educație să fie împreună cu ceilalți semeni. Cuvântul care ar putea caracteriza întreaga activitate a fost oportunitate. Oportunitate pentru copii, pentru că fiind primul proiect de asemenea amvergură implementat în unitatea noastră școlară, au avut ocazia să lucreze cu specialiști, pe consiliere, psihologică, dezvoltare personală. Foarte important, am avut activități de logopedie. Beneficiarii acestui proiect au fost încântați să participe la jocuri și experiențe pozitive. Magia pentru copii și tineri este că i-am făcut mai fericiți. Fericirea a venit din faptul că am oferit un alt fel de educație. Am completat educația formală din cadrul școlilor cu educația non-formală, cu activități de dezvoltare personală și timp liber, activități care îi încântă pe copii și îi duc spre succes. Programul Investim în educația inclusivă a fost derulat de Fundația Alături de Voi România, împreună cu partenerii săi Fundația Star of Hope, Asociația Română de Literație și Asociația Gal Stejarii Argintii. În valoare de 5,5 milioane de lei, proiectul a fost finanțat din granturile norvegiene.